Cred că a fost un meci destul de echilibrat, ambele echipe puteau să câștige, cred că echipa care marca prima, cred că lua cele 3 puncte. A fost un meci destul de echilibrat, până la urmă dacă așa s-a terminat, luăm ce e bun din acest joc, avem un punct, îi ținem sub noi până la urmă, va fi o luptă destul de grea și de crâncene, dar noi trebuie să lăsăm în urmă tot ce s-a întâmplat, am vorbit și între noi, nu vrem să ne mai gândim la cele 9 puncte și pentru noi este un nou început. Greu pentru tine, poate și mai greu astăzi, având în vedere că ai jucat pentru prima dată cu ele în centrul apărării, nu aveam să fie o omogenitate, dar v-ați descurcat. Da, bineînțeles, am avut acea accidentare care m-a scos din circuit timp de 3 săptămâni. Nu mi-a fost ușor, însă sunt fericit că am făcut un joc destul de bun, zic eu. Am încercat să ajut echipa cât mai mult și important este că nu am luat gol astăzi. Și bineînțeles, ne-am descurcat destul de bine împreună pentru primul nostru meci. Optimist în ceea ce privește viitorul, chiar și cu acea penalizare, sunteți acolo, dar diferența este infinită. Da, bineînțeles, mai sunt 4 etape, nu, dacă nu mă înșel, mai sunt puncte în joc, trebuie să adunăm cât mai multe, pentru că 100% vom fi în play-off, se vor înjumătăți punctele și cu siguranță o să fie o luptă foarte strânsă. Fiecare echipă are șansa ei să mențină în prima ligă. O ultimă întrebare, de ce crezi tu că totuși echipa Nigeria n-a reușit gol din acțiune de la meciul cu Farul? Dintr-un 54 din meciul cu Farul am ajuns penaltiul apoi și penaltiul cu FC Argeș, dar din acțiune n-ați mai reușit să înscrieți. De ce crezi tu? Care crezi tu că este explicația? Trebuie să fie. Da, nu știu ce să zic. Se vede că ajungem acolo destul de ușor, avem foarte multe oportunități. Probabil trebuie să fim puțin mai încrezători și mai inspirați acolo fața porții, pentru că a avut și Petre acel șut. Probabil dacă prindea puțin mai împlin mingea, am fi deschis scorul și cred că am fi luat cele 3 puncte. Era deja minutul 85, dacă nu înșel, cred că ne ridica și moralul și am câștigat acest meci. Dar până la urmă este un punct, îl punem acolo în clasament și mergem înainte. Până la urmă este un punct pe care îl strângem acolo în clasament, în situația în care suntem, important este să nu pierdem. Este o realitate că ne dorim foarte mult să câștigăm, victoria întârzie să apară, dar asta le spuneam și băieților, acum ne gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă am fi luat gol în acea fază, când este poate singura noastră greșeală, UTA trecea peste noi și probabil moralul nostru era unul mult mai scăzut. Câștigul mare față de meciul cu Petrolul am fost mult mai exact în defensivă, foarte puține greșeli, dacă pot spune așa. Din păcate, încă ne lipsește încrederea pe care am avut-o cândva, mă refer pe faza de atac, și puteam fi mai decisi și în fața porții, pentru că am avut câteva oportunități de a marca, însă n-am făcut-o. Până la urmă, repet, asta este un rezultat echitabil. Astăzi au făcut un test și el și Baba și Stoica. Din păcate ritmul nu este unul ok. Probabil o săptămână, două mai durează și la Baba și la Stoica. Poate dintre toți trei Stoica este cel mai bine fizic. Vom vedea dacă din cei trei, doi vor fi pe cel puțin pe bancă la meciul următor. Dar încă sunt în urmă, nu sunt la nivel. Dacă vor fi cu noi în lot, probabil vor intra pe parcurs. Ne dorim, pentru că avem nevoie de jucători, apar cartonașele, suntem cu mulți jucători la limită și avem nevoie de tot lotul. Da, așa e, n-am mai marcat, asta mă întreba și la flash-uri din acțiune, dar atipic. Avem mai multe situații decât în alte meciuri când am marcat. Acum este sport, ține și de șansă. Altădată aveam una, două și marcam și câștigam puncte. Acum poate avem mai multe, chiar dacă în ocazii clare. Dar avem multe situații și, din păcate, decizia este poate greșită și asta face ca noi să nu marcăm. Însă, repet, important este că n-am pierdut, chiar dacă... Încă o dată vă spun, ne dorim cu adevărat să câștigăm, dar cu siguranță își doresc toți. Toți antrenorii, toate echipele se pregătesc, toți își doresc. Detaliile vor face diferența și îmi doresc cu ardoare o victorie, pentru că cu siguranță vom arăta mult mai bine.
Coleg din Arad. Deci da, ați declarat cu două zile înainte sau cu zi înainte de meci că vă bucură faptul că vom veni foarte mulți fani Ardeni pentru că meciul este făcut pentru suporteri, da? Fotbal făcut pentru suporteri. V-ați așteptat să fie atât de mulți? Adică a fost o atmosferă care mai mult a înclinat ca atmosferă spre echipa voastră. Eu i-am auzit mai mult pe ai noștri. Nu, ne așteptam pentru că este o deplasare destul de ușoară, Arad-Sibiu, până la urmă, nu autostrada, adică, da, îi felicit pentru că au venit să susțină echipa, pentru că sunt acolo pe lor retrogradabil, și ai noștri au venit și s-au făcut auziți, indiferent și dacă sunt în fața televizorului, este clar că îi simțim că sunt alături de noi, m-aș bucura să fie numărul cât mai mare, pentru că chiar avem nevoie, este o realitate, am spus-o că trebuie să fim uniți până la capăt, mergem împreună și la un moment dat vor veni și victorie și îi vom satisface așa cum trebuie. Pentru că, din păcate, de când jucăm pe Municipal avem o singură victorie, aceea cu Farul, și chiar cred că publicul merită mai multe victorii. Știu că și le doresc, dar, repet, și noi ni le dorim. Ce mai afectează cel mai mult în perioada actuală? Absențele pe care le aveți, mă gândesc și la Baba, sau șocul resimțit în urma pierderii de cursurile noastre? Dar nu aș mai vrea să mai vorbesc de acele puncte, pentru că eu tot încerc să ridic moralul jucătorilor. Nu vreau să ne mai pitim, știu eu, când apare un rezultat, poate negativ, să ne pitim în spatele acelor 9 puncte. Este istorie. Gata, suntem unde suntem, știm foarte bine, vom juca în play-out, fiecare, în momentul în care se va trage linie, vom fi toate echipele foarte apropiate una de cealaltă. Nu mai ne lamentăm, da? Trebuie să strângem rândurile, am spus-o și ca atitudine n-am ce să le reproșez. Repet, pe faza de atac, poate de aia și nu marcăm, pentru că ne lipsește un pic încrederea. Asta se vede în anumite momente și asta trebuie să o recăpătăm. Și ne-ar ajuta o victorie. Dar muncă mai multă, muncesc în continuare, dar trebuie mai mult să muncim. Nu vreau, repet, nu vreau să mai mă gândesc la cele 9 puncte. În cazul lui Palaschi, din discuțiile pe care l-am avut cu el, nu. Și chiar nu a vrut să meargă la Dinamo Kiev. Au fost două oferte, clar. Dinamo Kiev și încă o echipă din Ungaria. El este foarte echilibrat, dar în subconștient, posibil să-l afecteze din discuțiile pe care le am cu el. Nu este foarte ok și datorită faptului că n-a marcat și discutând cu el și am zis că nu vreau să pun presiune pe el, a zis că e foarte liniștit, își face treaba în primul rând pentru echipă și pe urmă dacă va veni golul. Și cu siguranță la un moment dat vor veni goluri marcate de el, poate când nu se așteaptă sau execuții pur și simplu întâmplătoare. Așa se întâmplă la atacanți. Ai perioade mai puțin bune, dar și când îți intri în mână, vin golurile când nu te aștepți. Nu se compară cu cum arată gazonul la Arad, cum arată gazonul la Cluj. Nu se compară. Se mai rupe, este o perioadă, în perioada asta, fiind perioada de iarnă, arată destul de bine. Pun și prelata pe el, dau drumul la încălzire. Dar na, asta e situația, este același teren, că este bun sau că e mai puțin bun, este pentru la fel pentru ambele echipe. Diferența o poate face un gazon bun pentru echipă cu calitate. Eu consider că suntem o echipă care încearcă să joace și atunci ne ajută un teren bun. Astăzi a fost un teren bun și pentru noi și pentru UTA, pentru că, repet, și ei au jucători calitate și pot face diferența. De-aia, încă o dată, cred că 0-0 este echitabil. Mulțumesc.